E normal când bați palma cu partenerul tău în momente critice, să nu uiți lucrul acesta nici când ai ajuns pe cai mari și ai senzația că jurămintele de atunci nu mai sunt conforme cu noua realitate în care tu ai devenit foarte puternic. Oamenii de onoare nu fac greșeli de genul acesta. Sunt mândru că sunt liberal, sunt mândru că președintele Crin Antonescu a luat cea mai bună hotărâre și anume de a rămâne constant în parteneriat cu cetățenii României, care în mod normal l-au trimis pe Traian Băsescu acasă prin 7.400.000 de voturi și sunt profund dezamăgit de coabitarea PSD-ului cu domnul Traian Băsescu. Deputatul liberal Alexandru Băișanu s-a plâns că PSD și cu Victor Ponta au încălcat jurământul făcut în fața cetățenilor de a lupta împotriva corupției. Domnul Ponta și PSD-ul face pactul cu diavolul. Discuțiile s-au aprins în USL odată cu decizia premierului Victor Ponta, președintele PSD, de a o propune pe Laura Chioveși pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Este cunoscut faptul că Laura Chioveși a fost procuror general al României timp de 6 ani, până în 2012.